Întâi de toate vreau să facem așa o scurtă prezentare a rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi pentru cei care au fost, care nu cunosc, apoi să trecem la activitățile voastre. Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi cuprinde pe lângă aceste două localități simbol cu care deja ne-am obișnuit, Butuceni și Trebujeni. Mai cuprinde multe alte localități, atât din raionul Orhei, cât și Criuleni, e vorba de localitatea Mășcăuți, și raionul Dubăsari, Holercani, Molovata, Mărcăuți. Sunt localități pe unde râutul străbate și sapă în acel canion antic. De asemenea, sunt localități care sunt pe malul Nistrului, o zonă deosebit de pitorească. Cred că pentru a salva de la distrugere atât partea naturală, dar și pentru a păstra acel patrimoniu imaterial, a fost fondată această rezervație. După părerea noastră, s-a acordat un accent prea mare părții acesteia culturale în detrimentul valorii naturale pe care o poartă rezervația. Ce potențial natural are această rezervație? De ce dispune și nu se valorifică? Eu cred că nu se valorifică în primul rând pentru că nimeni nu conștientizează sau puținii care înțeleg valoarea patrimoniului natural nu au timp, nu au suficientă energie să pună asta în atenția publicului. Dar dacă vorbim despre ce ne poate oferi natura acolo, să nu uităm că Orheiul Vechi reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase peisaje de la noi din țară. Străinii când vin să ne viziteze merg acolo, noi ne recomandăm prietenilor să mergem acolo, să ne bucurăm de ceea ce a creat natura pentru noi. Dar în afară de acea priveliște pe care ne oferă canionul, râutul și satele pitorești, avem animalele din jurul nostru, avem plantele care sunt acolo, ca într-un fel de sală de clasă sub cerul liber și tot ce trebuie noi să facem este să mergem să le vedem cu ochii noștri. Acesta este unul din obiectivele proiectului, să invite oamenii să cunoască Orheiul Vechi, nu doar ca partea asta a căsuțelor pitorești, lucru deosebit de frumos de altfel, dar să vină și să vadă fauna și flora, biodiversitatea locală. Pentru că acum este iarnă, nu știu, încă nu se poate merge acolo de văzut, de observat, lucrați doar în birouri, la activitățile ce urmează sau mergeți și în Nu, teritoriu? mergem și în teren, chiar și în lunile de iarnă. Într-adevăr, drumurile nu chiar sunt practicabile în această perioadă. Noi, lună de lună, ieșim acolo pe teren, adunăm observații, adunăm fotografii, ne documentăm, astfel încât să putem fi în stare să spunem oamenilor la rândul nostru, să informăm și pe alții care sunt cele mai bune locuri de vizitat, ce se poate de văzut odată ce ajungi acolo. Acest traseu, odată ce va fi dat în exploatare, ca să spun așa, va fi operabil pentru toate lunile anului, toate sezoanele, dar cred că va atrage cu siguranță turiștii în perioada caldă a anului, pentru că atunci și vremea e mai blândă și păsări sunt mai multe, natura înverzește, înflorește și, într-adevăr, va fi o perioadă mai frumoasă atunci, în primăvară, în vară. Silvia, sunt și eu curioasă, poate și radioascultătorii, care este peisajul de iarnă acum la rezervație? Este foarte frumos, mai ales dacă ai nins, ajungi în starea asta în care stai sus, având canionul Râutul ca în palmă, ajungi la un moment dat să nu mai distingi între cer și pământ, între albul zăpezii și albul cerului, doar Râutul așa trece ca un fir și înțelegi de fapt unde te afli. E foarte frumos și cei care se plictisesc acasă sau cei care vor să vadă natura iarna pot să meargă acolo, pot să se aventureze. La ce lucrați acum? Ce este pe masa de lucru? În ianuarie, pe lângă ieșirile de regulă, punem la cale conceptul traseului, vrem să stabilim lungimea acestuia, lucrurile pe unde va trece și lucrăm la conceptul de panouri informative, pentru că vom instala și 8 panouri informative pe cuprinsul rezervației, care să explice turistului unde se află și ce are de văzut în acest punct. Și în plus urmează să elaborăm un draft, foaie informativă, acea broșură care se obișnuiește să fie realizată și publicată. Atunci când vrei să transmiți informații concrete, scurte, clare despre proiectul în cauză și despre rezultatele activităților. Lucrați, colaborați în cadrul acestui proiect, nu știu, cu autoritățile de acolo? Bineînțeles, de fapt, colaborarea abia a început cu conducerea rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Am avut și ocazia să ne vedem, pentru că Mișcarea Ecologistă a găzduit câteva ateliere informative și o masă rotundă la care s-au discutat aspectele legislative ale conservării peisajului. Au fost prezenți
prezenți și reprezentanți ai autorităților publice locale, centrale și de la Ministerul Culturii și de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Urmează să colaborăm în primăvară, când vom începe să instalăm panourile și să delimităm traseele și să chemăm turiștii la fața locului. Când urmează să finisați acest proiect, să vedem și noi toate pe câte le faceți acum? Noi vă așteptăm în mai și în iunie, atunci când vom organiza vizite de studiu la fața locului, atât cu jurnaliști, cu agenți economici care activează în domeniul turismului, cu oameni interesați, cu, să spun, oameni care de luni până vineri au jobul lor, dar în suflet sunt turiști care abia așteaptă să simtă cum le bate vântul în păr pe canionul Răutului. Deci cum se desprimăvărează, cum se încălzește și cum se face frumos afară, sunteți invitații noștri ai Mișcării Ecologiste și ai programului de granturi mici, SGP. Să ne bucurăm împreună de rezultatele acestui proiect, chiar aș putea spune în premieră pentru Republica Moldova. Mulțumesc, Silvia, și aștept și eu să merg cu voi în această călătorie frumoasă pe acest traseu de observare. Mulțumesc și eu!